Hei, salutare, oameni fani! Sper că aveți o zi minunată. Azi continuăm să răsfoim seria Hack, sau mai bine spus Harapap Continuă, și de data aceasta vom răsfoi împreună numărul 26, un număr ce a apărut în octombrie 2016 la costul de 10,5 lei și cu o copertă destul de făinuță așa, interesantă așa abordarea aceasta de culori. Dar da, se simte exact ca și numărul trecut. Aici a sporit puțin calitatea, se vede așa că e mai gros puțin așa și coperțile și calitatea cutiei. Dar să intrăm așa puțin prin el și ne întâmpină data aceasta, bineînțeles, pagina de cuprins, tot ce ține, Harapap Continuă din episoadele anterioare, deci ne face așa un scurt preview. Numai ce este interesant, că la acest număr față de, să spunem așa, toate numărele precedente, peste partea aceasta de colorat, parcă s-a pus așa un mic filtru, adică culorile nu mai sunt așa țipătoare, așa deschise, ceea ce nu înseamnă că este ceva în neregulă cu acest lucru, par așa, sau se vrea a fi puțin mai serioasă, așa puțin, adică culorile încă sunt ok, numai că față de numele precedente care erau mai deschise așa, luminozitate, aici sunt puțin așa mai, parcă s-a pus așa un filtru să fie puțin mai închise, dar în continuare, desenul livrează și avem așa numărul 26 din Harapap Continuă, un scenariu de Marian Coman, un desen de Adrian Moldovan și evident culoare de Daniela Rosa Duran. Și cum se poate observa, deci povestea noastră continuă și foarte frumos, așa cu niște desene demențiale. Uite, apar și eu aici, frumos așa mic. Revin în seria Harapap Continuă, l-avem așa pe Gabriel Piticu. Cum menționam, adică a fost cea mai mare onoare pentru mine să fiu transpus în personaj de bandă desenată, deși, da, la 1,87 de centimetri ai mei, totuși, să mă facă pitic. Well played, well played. Da, frumos număr, deci se simte deja că intrăm în, să zicem așa, era aceea când revista a devenit așa mai groasă, calitatea hârtiei a crescut. Desenele s-au mai maturizat, bineînțeles, și poate aplicarea acestui filtru bănuiesc. Culorile așa sunt puțin mai închise, să pară așa puțin mai serioase, dar plăcut. Frumos. Va urma, evident. Continuăm, bineînțeles, și cu Haiganul, Furia Oarbă, folieton de Marian Coman, numărul 6, Treceri, da, și cu un desen frumos. Nu rata volumul 1 din trilogia Haiganul, Fluviu Șaptelor, și recomand, este o lectură chiar foarte plăcută. Mai avem așa, mai departe, Noile frontiere ale cunoașterii Fergonautului. Acum sunt de Viorel. Va urma ceva reclame așa de pe TV, livrează bucurie, bine, livrează pacheta mai stabilit cu acesta. Nume de cod, joc de societate, povești întunecate, citește benzi desenate oriunde. Din păcate, supererou nu mai activează. Continuăm și de asemenea cu Fluviu Șaptelor în bandă desenată episodul 2, scenariu și desene de Beniamin Vasile. Și mi-a plăcut această abordare așa mai alb-negru, așa mai manga style. Frumos. Adică când stai să te uiți așa puțin retrospectivă, păi a fost o revistă demențială. Va urma, mergem și la Deblocat. Nicăieri de sus, episodul 2, scenariu text de Nicu Nistor, George Pater, desen culoare, Antim Marius. Va urma și acesta. Interesant. Evident, cum să nu continuăm și cu Știma Apelor, scenariu de Maria Surducan, desen și culoare de Ana Bengzeni. Băi, întotdeauna mi-a plăcut puțin așa stilul acesta abordat pentru Știma Apelor. Mamă, și cadrul acesta așa frumos, n-ai cum să nu-l apreciezi așa puțin. Sfârșit. Da. Mai avem așa, da, cum se termină seria Știm Apelor, avem Știm Apelor, ultimul cadru, interviu cu Maria Surducan și Ana Bengzeni. Foarte frumos interviu. Și bineînțeles, continuăm și cu TFB, Tinerețe fără bătrânețe, din numărul anterior ne face așa puțin un... Așa, o mică sinteză la ce s-a întâmplat în primul număr și avem data aceasta episodul 2, Zina, departe de casă. Asta e așa un fel de preview la seria TFB, ce a apărut în cele 6 numere epice.
Dar frumos, deci dacă Parapal continuă s-a vrut a fi ceva așa mai pe fantasy, seria TFB s-a vrut ceva așa pe partea de fantasy, dar mai mult pe partea aceasta de SF. Și le-a ieșit, le-a ieșit bine de tot. De asemenea va urma câteva volume ce a apărut să le și la Lakeshop atunci, na, Devil, Deadpool, Capitan America, evident, și mai avem o reclamă pentru supererou. Din păcate, cum menționam, supererou nu mai există, nu mai activează pe piață. Na, poate cine știe la un moment dat o să mai apară ceva similar să ia locul. Da, frumos. Ca și număr, a fost un număr demențial. Evident, vom continua cu numărul următor, numărul 27 și acesta cu copertă așa foarte faină. Dar, mai pe scurt, cam acesta a fost numărul 26 din Harapal Continuă, ce a apărut în 2016. Sper că v-a plăcut pe această cale. Nu mă rămâne decât să vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Nu uitați, un click acolo pe butonul de subscribe. Face panda desenată fericită. Vă urez o zi cât mai bună și, bineînțeles, baftă tuturor!